ani întregi de așteptare, guvernul a decis 75.000 de oameni pot participa la festivalurile organizate în aer liber dacă petrecerea are loc într-o localitate cu incidență COVID sub 2 cazuri la 1.000 de locuitori. Vestea aduce mare bucurie pentru fanii festivalului Summerwell, care își va deschide porțile la Buftea în 12 august cu un eveniment exclusiv. Care sunt regulile, dar și surprizele ediției din acest an? Aflăm chiar acum de la John Varbiu. John, bună ziua, bine ai venit! Bună, Nadina! Mulțumesc pentru invitație! 11 ani, în al doilea weekend din august, știam că sunt la Summerwell. Anul trecut a fost pauză. Slavă Domnului, reveniți anul acesta. Ce ne pregătiți? Da. Cu ce să începem? Cu reguli de acces sau cu surprize? Cu regulile de acces, pentru că aici vor fi întrebări despre vaccinați, dacă se poate veni cu test sau nu. Bun, despre reguli de acces foarte pe scurt, conform prevederilor legale, în acest moment putem să luăm în calcul acces nu numai cu vaccin, cum a fost până de curând, lucru care asigura capacitate nelimitată pentru participanți, dar și cu test PCR, făcut cu maxim 72 de ore înainte de începerea evenimentului, sau teste rapide antigen, toate astea făcute la instituții autorizate care eliberează și certificate de tipul ăsta. Deci nu mai există acasă un centru de testare la voi la intrarea în festival? Trebuie să vină cu testul rapid? Noi încurajăm toți participanții dintr-un motiv foarte simplu, pentru că dacă lumea ar veni să testeze în exclusivitate la intrarea în festival, ar fi un disconfort teribil pentru participanți, ar fi cozi interminabile. Și atunci ce recomandăm noi în căldură este ca lumea să vină gata, testată sau cu certificatul verde pregătit, iarăși certificat verde însemnând vaccinare sau faptul că au trecut prin boală în ultimele 90 de zile sau 180, uite, nu am... Bun, a fost o lungă așteptare și noi și voi suntem convinși că ați așteptat cu sufletul la gură ca guvernul să ia această decizie. Nu există o limită, 75 de oameni, mii de oameni este oricum un număr foarte mare pentru Summerwell. Absolut. Există la voi o limită de această dată? Este o ediție mai mică sau va fi la fel ca în toți anii? Noi așteptăm toată lumea care, toți oamenii cărora le-au lipsit evenimentele de tipul ăsta, concertele, întâlnirea cu alți oameni într-un cadru pe care îl oferă un festival de muzică. Probabil că o să fie destul de apropiat de capacitatea obișnuită pe care o avem noi la Summerwell. Cu siguranță, cred că oamenii abia așteaptă să vină, să se simtă din nou ca așa și înainte de această nebunie cu toată pandemia. Surprize muzicale, ca să zic așa, pentru că desigur contează foarte mult și cine este pe scenă. Știu că în 12 august aveți un eveniment exclusiv. Da, avem lansarea albumului Băieților de la Golan, un eveniment special pe care l-am creat împreună cu ei, exclusiv în cadrul Summerwell. Este un album pregătit de multă vreme și cu mare atenție, iar evenimentul propriu-zis, concertul de lansare, va arăta senzațional și va suna fantastic. Golan vor veni împreună cu invitați, deci nu o să fie doar un eveniment izolat, ci o să fie o întreagă zi construită în jurul acestei lansări. În celelalte zile, respectiv 13-14, vor deveni zilele principale de festival. În mod tradițional, Summerwell a început cu două zile de festival. Participanții o să poată să vadă concertele unor artiști importanți precum Woodkid, care va veni cu un show nou și absolut fabulos, La Imperatriz, Mod Selector, HVOB. Deci cu siguranță nu se vor plictisi. Ultima întrebare pentru cei care mai au probabil dubii: nu se va purta mască la festival, da? Iarăși, conform reglementărilor actuale, în acest moment este obligatorie purtarea măștii în cadrul acestor evenimente, cu excepția locurilor special amenajate pentru mâncat. Deci, pentru, în afară de food court-uri, spațiile în care oamenii stau așezați, în acest moment, ultima hotărâre guvernamentală spune că este obligatorie purtarea măștii, chiar dacă evenimentele sunt în aer liber. Dacă ceva se va schimba până atunci, cu siguranță vom afla cu toți. Partea bună este că la Summerwell niciodată nu este înghesuială specifică festivalurilor. Domeniul Stirbei este unul generos, astfel încât absolut să fie suficient spațiu. Mulțumesc tare mult, John. Vă ținem pumnii să iasă bine și să fie așa cum vă doriți și voi. Vă așteptăm și pe voi. Venim cu siguranță. Mulțumesc foarte mult.